scopul oricărui slujitor ar fi și ar trebui să fie ca să țină biserica trează. Sunt pericole, sunt ispite care vin dinăuntru nostru, vin din interiorul bisericii, vin din afara bisericii, vin de la diavol, de la lume, la alți oameni, din toate locurile. Scopul slujitorului este să țină turma Domnului Iisus Hristos trează. Scopul unui slujitor nu este să facă audiența să se simtă bine. Scopul unui slujitor nu este să ajute la transformarea programelor bisericii într-o atmosferă extraordinară în care oamenii să se simte extraordinar. Nu ăsta e scopul slujitorului. Scopul slujitorului este să-i trezească. Asta este scopul lui primar. Asta trebuie să urmărești la un predicator. Ce ar fi dacă toate predicile pe care le-am ascultat le-am judecat prin filtrul ăsta? Este predica asta destinată ca să mă trezească pe mine în domeniul ăsta, în punctul ăsta din viața mea sau nu? Întrebarea nu este dacă m-am făcut să mă simt bine. Întrebarea nu este dacă predicatorul a confirmat ideile tale despre un lucru sau despre altul. Nu, asta e întrebarea. Întrebarea este dacă lucrul acela, dacă predica aceea, dacă învățătura aceea duce la trezire. Duce la trezire. Ce vedem astăzi? Din nefericire, vedem astăzi chiar Constituția, ADN-ul programelor, este într-un asemenea mod alcătuit încât să-i facă pe oameni să se simtă bine. Dacă pe oameni îi face să se simtă bine că stinge în lumea, o stinge în Domnule. Dacă pe oameni îi face să se simtă bine în generația asta bolnavă, gălăgia, o să face în gălăgie. Dacă pe oameni îi face să se simtă bine să stea în fum, le băgăm fum, Domnule. Dacă pe oameni îi face să se simtă bine una sau alta, le face. Asta, așa vom drămălui noi programele. Ca să se simtă ei, bine, scopul lui să-i trezească. Și încep să spui semne de întrebare serioase cu privire la identitatea celor adunări. Sunt adunări adevărate sau sunt adunări apostate? Multe dintre ele nu sunt apostate, că nu s-au rătăcit de la nimic, din totdeauna. Ele și-au fost întemeiate pe un calapod greșit. Ele niciodată nu și-au stabilit scopul acesta de a ține biserica trează prin cuvântul lui Dumnezeu. Da?